Salutare și bine v-am regăsit la un nou Let's Play Minecraft, episodul 7, dacă nu mă înșel. Da, 7. Și a venit vacanța cu trenul din Franța, nu cred că, mă rog, că asta e scurtă rău, deci n-are cum să vină cu un tren, că nu și-ar scoate bani. Da, sigur. E, s-a terminat semestru, probabil unii dintre voi acum sunteți pedepsiți sau unii sunteți premiați pentru, în funcție de note, după fiecare cum a... Cum am învățat anul acesta, nu? Cam așa se întâmplă mereu. Părinții mereu, să înveți. Ceea ce e foarte bine. Noi o să tăiem puțin lemn și o să vă arăt ce am mai făcut, pentru că n-am putut înregistra, pentru că, într-un fel, nu prea am avut timp și netul mergea foarte, foarte rău și chiar dacă înregistram, nu puteam ablada așa ușor. Ok, cam atâta pe aici. Hai să vedem dacă pică vreun... Se prinde asta că suntem pe aici. Să-i luăm, pentru că poate ne facem și noi o pădurice mică. Și lemn de ăsta, pentru asta veniserăm. Și mai vreau să aduc niște lemn. Și imediat o să vă arăt ce am făcut. Am făcut foarte multe schimbări, lucruri noi, cât timp n-am înregistrat, pentru că am zis mereu că înregistrez, dar... Era să pic aici. Dar au ieșit plictisitoare și nu prea aveam chef să le pun. Haideți să luăm lemnal, pentru că lemnal vreau. Și o să vă arăt pentru ce îl vreau. Pentru că asta o să facem astăzi. O să construim. O să construim ceva frumos. Ok. Merge puțin cam paniu. Pentru că am foarte multe lucruri deschise. Și nu le pot închide la momentul acesta. Dar acum mi-a venit chef să înregistrez ceva. Da, ce? Acum mi-am chef. Acum înregistrez, nu? Și sigur o să facem ceva, vedeți, am foarte multe blocuri la mine de construcție. Hai să punem asta aici să vedem câte avem. 17. Hai să mai luăm și copacul ăsta, cu toate că e suficient deja. Și hai să mergem acasă. De fapt, înainte de acasă, da, o să vă arăt ce am făcut, dar unde rămăsesem, cred că vreau să vă spun despre o aventură din Nether. Am fost în Nether. Și Nether-ul e cel mai plictisitor Nether ever. Deci e ca o peșteră mare, doar că e mai spațioasă, nimic altceva. Vreau să vă arăt cum am amenajat aici. Se poate observa că am decupat din deal, deci cum arată așa dealul, nu mai e ca înainte. Și am amenajat, eu cred că este foarte, foarte frumos aici, cum am făcut toate decorațiunile astea și... Și pe aici o să fie tunelul către o mină, da? O mină așa amenajată, nu de aia săpată în pământ. Așa. Așa, unde rămăsesem? Părinții, da. Hai să mergem pe aici, să vă arăt. Aici nu cred că am modificat nimic, decât că am curățat chestul ăsta de necesitate. Vreau să vă arăt ce am luat din Nether. Asta e tot ce am luat noi din Nether. De fapt, eu. Ofca mea. Dar am luat. Asta e tot ce contează. Acum... Unde rămăsesem... hai să vă arăt ce lucrez acum. Să păpăm și în același timp. De fapt, hai să vedem dacă s-a făcut melonul. Așa, unde e? Nu s-a făcut niciunul, chiar așa. Sorry, filetul să fie. Să-l închidem ușa. Asta cred că e dreaptă fix aici, am ieșit bine. În fine, aici o vom ajunge cu o barcă. Momentan este în construcție platforma. Vreau niște lemn de ăsta normal și lemn de ăsta pentru a face un fel de ancorare și un fel de model acolo. După cum știți, îmi place mult designul. Asta am zis așa că e mișto să intri cu barca aici să parchezi. Parcam așa. Hai mă, bă, ești nebun. Așa mă. Șmecher, nu? Șmecher. Modelul cam ăsta e, care voi vrea să-l fac. Pac. Poate de 3. Sau de două, voi vede. Așa. Păi, cred că voi mai construi eu aici la asta. N-are rost să vă țin, nu? Time is precious. Precious. Dacă mi-am amintesc unde trebuie pus aici. Așa. Și aici. Și aici. Și numai în garduri, cred că. Dar nu-i bai. Hai că ne vedem cât mai fac eu aici, da? Așa e bine. Ok, și cred că
am terminat. Minunatul nostru acoperiș. O să vă arăt imediat cum arată de la depărtare. Și trebuie să punem de câteva de susținere. De asta o să fac eu camera. Vreau să luăm niște glowstone să aducem aici să punem și să golim inventarul. Ce direcție? Așa. Și poate când venim vă arăt cum intră și barca acolo. Deci acoperișul arată cam așa. Eu cred că e destul de nice. Trebuie să spart crafting table-ul ăla acolo. Da. Și în timp ce luăm glowstone-ul și astea, vreau să vă lămuresc cu o legătură cu o problemă. Probabil unii dintre voi, adică unii îmi scriu pe Skype, de exemplu, salut sau chestii de astea. Și probabil se supără că nu le răspund sau alte chestii. Eu când intru pe Skype, intru pe dârându de obicei, pentru că joc LOL și într-un meci de LOL e cam nașpa să fii deranjat, adică dacă erai pe normal să te sune cineva, de exemplu un alt prieten sau ceva și îți bagă LOL în bară, poți muri și na, alte chestii. Situația aia poate degenera. Dar eu când ies din meciul sau ceva, mă mai uit și văd salut sau chestii de astea și dacă le văd că, de exemplu, mi le-a zis, nu știu, mi-a zis salut pe la ora 12 și eu mă uit și văd pe la 3, nu mai scriu și eu înapoi, deci să nu vă supărați dacă nu vă răspund, tot ce scrieți eu văd și apreciez. Unde am pus asta? Așa. Ca să clarific problema, să nu vă supărați degeaba pe mine. Ok, și astea. Așa. Și bun. Pac. Deci dacă doriți să scrieți ceva, scrieți acolo dacă aveți vreo problemă, dacă vă pot ajuta, o să vă ajut. Să vedem. Să punem astea. Băi, dacă aș aduce și niște leaves-uri, cred că ar fi mișto așa, niște leaves-uri puse. Și cred că am terminat platforma de pescuit. Oh, și trebuie să aducem unghiuțe, da. Păi, hai să punem. Ah, păi, intră-mă în barcă, mă. Eu te-l, mă. Nu vreau să intru. Ah, și-a și spart-o. Mi-ai simțit tu cum și-a permis. Și n-avem nici lemn la noi să facem alta, dar... asta e. Vă arăt data viitoare cum o să stai cu barca. Ok. Bun. Eu cred că a dat-o super. Mai trebuie decât să aducem niște căuri și niște de-astea și am terminat. Păi, din păcate, cam asta a fost pentru astăzi, pentru că nu prea am timp. Ne vedem data viitoare. Nu uitați, dați un like dacă v-a plăcut. Chestii de-astea, știți voi. Da. Pa, pa. Pa, pa.